Evoluirea ale crimei care a șocat o țară întreagă. Militarul criminal și-a plănuit crima pas cu pas, au dezvăluit surse din anchetă pentru Antena 3. Tânărul a cumpărat arma crimei din piața prin care a trecut în drum spre coaforul care urma să devină locul tragediei. Acesta a fost foarte calm, organizat, iar la audierile procurorilor nu a dat semne de remușcare. Mergem la colegul meu Adrian Bujoaică, cel care vine cu toate informațiile noi despre acest caz. Adrian, te ascultăm. Bun găsit, sunt detalii care sunt puse cap la cap în acest moment de către anchetator și, conform surselor noastre, bărbatul și-ar fi pregătit din timp acest gest extrem, ar fi urmărit-o timp de mai mult, pe o perioadă îndelugată, pe iubita sa, așa ar fi aflat de altfel că ea se află în momentul crimei în coafor și pe drumul către acest coafor bărbatul a trecut și prin piață, care este undeva la câteva zeci de metri distanță de aici, de acolo și a cumpărat cuțitul pe care l-a folosit în această crimă oribilă. A intrat în coafor însă foarte calm, așa cum de altfel ne spunea și una dintre angajatele acestui salon de înfrumusețare și imediat după crimă s-a făcut nevăzut. A mers cu un taxi către secția de poliție, acolo unde le-a spus anchetatorilor tot ceea ce s-a întâmplat. Numai că în fața anchetatorilor bărbatul nu părea că regretă, deși în momentul în care a fost scos și trimis către arest și a fost întrebat de jurnaliști ce s-a întâmplat și dacă regretă, a spus că îi pare extrem de rău pentru gestul făcut. Una peste alta, bărbatul a fost arestat deja preventiv pentru 30 de zile, este acuzat de omor, iar dosarul a fost repartizat la parchetul militar.